Tu știai că noi visăm cu ochii deschiși până la 4 ore fiecare zi? Asta înseamnă 1000 de episoade a câte 14 secunde, timp în care mintea noastră fuge de realitate. Această ficțiune nu este altceva decât o poveste, iar noi suntem cu toții dependenți de povești. Noi am învățat încă de mici prin povești. Asta pentru că ele au o aplicabilitate practică. Tu prin aceste simulări din povești poți să ai acces la viața reală și să înveți într-o zonă safe, sigură, lucruri pe care nu le știai încă și apoi o să te ajute foarte mult pe viitor. Asta se întâmplă pentru că noi printr-o poveste nu activăm doar ariile care țin de logică, ci și ariile senzoriale prin care putem să trăim povestea cu multă intensitate și asta cumva activează și memoria pe termen mediu și lung. Respectiv, dacă personajul tău favorit dintr-un serial e supărat, șanse sunt că și tu vei resimți la propriu acea supărare. Dar pentru ca o poveste să aibă sens, tu trebuie să-i dai o structură cât mai ordonată și asta pentru ca ea să poată să devină memorabilă. Gândește-te la storytelling ca la Sherlock Holmes. Adică ai nevoie să introduci indicii rând pe rând, dar sub o formă sub care omul și oamenii la care tu te adresezi să poată să rețină acele informații și să nu se piardă în lucruri inutile care după aceea să ducă la pierderea atenției. Povestea și storytelling-ul sunt extraordinar de impactante pentru noi. Noi învățăm prin ele, ele ne construiesc sistemul de valori, de comportamente. Și gândește-te că o poveste bine spusă poate să transforme nații, poate să schimbe identități și să restructureze valori. Așa că gândește din această perspectivă când aplici storytelling-ul în orice context, pentru copiii tăi, pentru brandul tău personal, pentru compania ta, pentru că prin povești tu poți să transmiți cel mai ușor și de lungă durată o esență, o informație, ceva cu care oamenii să rămână. Conexiunea și impactul pe care îl poți avea ca brand prin puterea storytelling-ului este foarte greu de egalat de orice altă metodă, sincer. Poți să încerci, dar o să vezi că șansele sunt ca o poveste adevărată să te propulseze mult mai repede în față. Așa că gândește puterea storytelling-ului nu doar pentru povestea ta ca și brand, dar și pentru lansarea noilor tale servicii sau produse, dar și campanii pe care le lansezi pe online pentru prima dată sau respectiv cauze, informări pe care dorești să le transmiți celorlalți și dorești să rămână acolo în memorie pe termen lung. Asta este puterea poveștilor, folosește-te de ea și îți doresc mult succes în acest sens și poate ne trimiți și nouă, două, trei povești de ale tale ca să vedem și noi ce ai creat și cine ești tu cu adevărat. Brandwiser, mai sunt aici! Aș aprecia mult un subscribe de la tine pe canalul nostru și de asemenea am să te rog să interacționezi cu noi. Poți să dai un like, poți să comentezi despre ce te-ar interesa și ce ai vrea să vezi poate în episoadele viitoare sau să-ți dai cu părerea despre ceea ce ai văzut, cât și un share către persoane care ar putea să beneficieze de pe urma acestor episoade și a informațiilor furnizate. Îți mulțumesc!